stimați telespectatori, bună seara! În această ediție a emisiunii Obiectiv Medical vom discuta despre o adevărată vedetă a lumii medicale și anume despre hipertensiunea arterială. De ce anume o putem numi vedetă? Pentru că i s-au dedicat nenumărate articole, lucrări științifice, lucrări de doctorat, studii farmacologice și clinice. Și totuși, cu toată atenția acordată, hipertensiunea arterială este o boală mult prea răspândită pentru a ne putea lăuda că deținem controlul asupra ei. Este adevărat, urmarea progreselor medicinii, în ultimele decenii, mortalitatea prin complicațiile sindromului hipertensiv a scăzut, dar aceasta nu este o soluție pe deplin satisfăcătoare. Nu este suficient să supra-specializăm medici pentru a salva bolnavi în momente de criză ce pun viața în primejdie. Este foarte bine, dar insuficient. Adevărata victorie împotriva hipertensiunii arteriale nu înseamnă doar o salvare miraculoasă pe muchie de cuțit a unei vieți, ci și preîntâmpinarea, evitarea ca această boală să ajungă într-o fază atât de dramatică încât viața acelui pacient să fie pusă sub semnul unei morți iminente. Pentru a afla aceste căi, aceste mijloace, l-am invitat în această seară în studio pe domnul dr. Dan Mircea Fărcaș, medic primar cardiolog. Domnule doctor, bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a participa. Bună seara, mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Sper să reușim în minutele care urmează să creionăm câteva aspecte esențiale ale abordării, ale tratamentului și a conduitei de urmat în boala hipertensivă. Haideți să începem cu definiția acestui sindrom. Dacă vorbim despre hipertensiune arterială ca o definiție, o definiție a hipertensiunii arteriale, putem spune că hipertensiunea arterială este de fapt o stare a unui individ caracterizată prin faptul că valorile presiunii arteriale măsurate depășesc anumite valori care s-au dat ca standarde. Ghidul de hipertensiune elaborat în 2007 de către Societatea Europeană de Hipertensiune stabilește că până la 120 cu 70-80 de milimetri coloană de mercuri este o valoare optimă. Deci tensiunea arterială optimă 120 cu 70. Până la între 120 și 130 pentru valoarea tensiunii arteriale sistolice, respectiv 70-80, este valoarea considerată tensiunea arterială normală. Între 130 cu 80 și 140 cu 90 este tensiunea arterială înalt normală sau prehipertensiune. Iar peste 140 de milimetri, 140 cu 90 milimetri coloană de mercur, trecem la hipertensiune așa zis patologică, cu grade 140, 160, 90, 100 milimetri coloană de mercur gradul 1, 160, 180 milimetri coloană de mercur pentru presiunea arterială sistolică, respectiv 100, 110 pentru cea diastolică gradul 2, iar până la peste 180 este hipertensiune arterială de gradul 3. Spuneți-mi, vă rog, aceste valori se interpretează fix sau și într-un context clinic? Depinde dacă acel pacient are și alte boli asociate, cum ar fi diabetul? Deci, aceste valori date sunt orientative pentru stadializarea hipertensiunii arteriale. Bineînțeles, dacă ne raportăm la ceea ce ați spus noastră, condiții patologice asociate, acestea nu fac altceva decât să crească riscul cardiovascular, riscul de a dezvolta, de a apărea o complicație a bolii hipertensive. Orice suferință patologică asociată bolii hipertensive crește riscul și implică o atitudine terapeutică mai agresivă și mai fermă pentru a preveni evoluția spre nefavorabilă a pacientului. Haideți să vorbim mai în detail despre acești factori de risc ce duc la apariția unui sindrom hipertensiv. Dacă ne raportăm la etiologia bolii hipertensive, se știe că este așa numită hipertensiune arterială esențială, a cărei cauză nu poate fi depistată și individul fără a avea o cauză aparentă declanșatorie, constatăm la examenul clinic că acesta are niște valori ale tensiunii arteriale mai crescute. Și este hipertensiunea arterială secundară, care, după cum îi spune numele secundară, are niște cauze care pot fi implicate în geneza acestui sindrom. În primul rând, trebuie să luăm în discuție afecțiunile renale, care, modificând regimul și funcționalitatea renală, duc la o supraîncărcare a volumului lichidian circulant, care va determina în final o creștere a valorii tensiunii arteriale. Sunt suferințele endocrine și în special feocromocitomul, care este o tumoră suprarenală care determină niște paroxisme de tensiune arterială, niște creștere ale tensiunii arteriale în momente neașteptate, fără a avea o legătură sau o cauzalitate directă
cu boala de bază. Se, în sânul sofocromocitom crește un anumit hormon circulant care va determina la rândul lui apariția și creșterea valorilor tensiunii arteriale. Da, iar aceste descărcări sunt spontane și nu sunt legate de o stare de enervare, de un efort fizic sau orice altceva. Deci aparent inexplicabile. Este hipertensiunea arterială generată din unele suferințe neurologice, tumorile cerebrale, sindromul Guillain-Barré, care pot să determine la rândul lor creșterea valorii tensiunii și suferința creșterea tensiunii arteriale determinată de unele medicamente sau consumul de substanțe toxice. Pentru a eticheta ca fiind hipertensiune secundară, deci trebuie să găsim cauza declanșatoare. Deci mecanismul de evaluare a unei boli hipertensive este complex. Nu trebuie să ne mulțumim doar a spune că este o hipertensiune arterială până când nu ne-am convins că am încercat să depistăm toate cauzele. Toate este mult spus. Cele mai frecvente cauze generatoare a unei hipertensiuni secundare. Pentru că și atitudinea terapeutică este diferită. În cea secundară, știind cauza generatoare, tratând cauza, evident, avem posibilitatea să îndepărtăm, să restabilim anual valorile tensiunii arteriale. Înainte de a discuta despre tratament, haideți să discutăm despre simptome. Cum resimte un pacient această hipertensiune? Nu vom discuta despre simptomele legate, în cazul hipertensiunii arteriale secundare, de simptomele legate de boala de bază, ci strict de simptomele legate de sindromul hipertensiv. Boala hipertensivă, deci respectiv sindromul hipertensiv, este o suferință foarte săracă în simptome. Și anume? Unul dintre cele mai frecvente simptome și cel mai de alarmă pentru oameni este epistaxis, adică sângerarea nazală, care este un fapt bun până la urmă dacă aia e epistaxis. Este o supapă prin care, rupându-se niște vase în mucoasa nazală, semnalizează că ceva este în neregulă la nivelul circulației și te duce la medic. Asta este o cauză fericită, pentru că, în mod normal, dacă ai sângerarea nazală, un epistaxis, te gândești la cauza care o determină și te previzi la medic. După cum vă spuneam, este săracă în simptome. Nu sunt simptome specifice. O stare de oboseală prelungită. Da, în majoritatea cazurilor este descoperit accidental. O stare de oboseală inexplicabilă, o stare de somnolență prelungită, durerile... Dar nu este specific. Deci nu sunt specific. Stare de oboseală... Nu. Deci, după cum spuneam, este depistat accidental. Și tocmai de asta vedeți că țara noastră nu se poate lăuda cu ceva bun în materie de hipertensiune, pentru că se presupune, ultimele studii făcute la nivel național relevă faptul că în jur de 40% dintre români suferă de boală hipertensivă. Deci aproape jumătate din populație. Dintre aceștia doar jumătate sunt tratați și dintre cei tratați doar 17% sunt tratați eficient. Deci dacă ne raportăm pe global, un procent de 7% din totalul hipertensivilor din România sunt tratați eficient, ceea ce este un semnal de alarmă. Vecinii noștri se pot lăuda cu procente mai mari și mai onorabile. Deci este foarte important ca omul, ca pacientul, să înțeleagă că depistarea unei tensiuni arteriale crescute, așa zise hipertensiune esențială, nu ne raportăm la cazurile secundare, implică o complianță, o colaborare foarte bună cu medicul curant și o monitorizare foarte atentă acesteia, pentru că hipertensiunea, din păcate, este o boală pe viață și ceea ce implică, la rândul ei, un tratament a la lung, un tratament pe viață. Nu este o boală ca o gripă sau ca o răceală banală, o iei 14 zile sau 7 zile, tratamentul și-a trecut. Hipertensiunea arterială nu trece, de aceea am spus la început că este o stare a unui organism, nu este altceva decât o stare în care presiunea arterială, dacă nu este controlată medicamentos, de la sine nu va scădea niciodată. Haideți să vedem lucrurile și din punctul de vedere al pacientului. Ați spus că sindromul hipertensiv este sărac în simptome. Ce motiv ar avea o persoană să se ducă să facă un tratament la lung pe toată viața când acea persoană se simte bine? Da, deci sunt foarte mulți care tolerează... Asta este logica pacientului. Da, sunt foarte mulți pacienți care tolerează foarte bine valori tensionale mari. Ei spun, domnule doctor, nu mă simt rău. Deci tolerează bine valorile mari. Dar asta nu înseamnă că este ok. Că nu, valori tensionale mari înseamnă risc mare. Haideți să le spunem pacienților, sau cel puțin telespectatorilor, ce riscă. Ce se ascunde în spatele unei valori crescute a tensiunii arteriale? Care sunt riscurile? Care sunt complicațiile acestei afecțiuni numite hipertensiune arterială? Deci dacă facem o comparație
mecanică, din fizica clasică. Dacă în interiorul unei anvelope ai o presiune mai mare, se forțează pereții și încet, încet, ori se dilată anvelopa, ori va apărea o bolsă undeva. Deci așa este și sistemul vascular. Este un sistem închis care funcționează la un regim circulator. Creșterea presiunii de circulație determină implicit o creștere a tensiunii care se exercită asupra pereților vaselor, o forțare a vaselor. Care la un moment dat va duce la un atac vascular cerebral? Sau? Sau la un infarct miocardic sau la forțând și cordul. Pentru că mulți, fac o paranteză aici, mulți dintre pacienții noștri, dintre hipertensivi, nu fac legătura cu hipertensiune suferință cardiacă. De fapt, este boală cardiacă, pentru că și inima, da, inima este supra-solicitată. Și ce se întâmplă cu inima la un pacient hipertensiv la care valorile tensionale nu sunt controlate? În prima fază, după cum menționam, se exercită o presiune crescută asupra pereților inimii. Pentru a contrabalansa această presiune crescută, inima trebuie să forțeze masa musculară, care, la fel ca la culturiști, forțând masa musculară, se hipertrofiază mușchiul, la fel se întâmplă și cu mușchiul miocardic. Acesta se va îngroșa. După un timp, nici îngroșarea mușchiului nu mai face față presiunii crescute și începe să se dilate cavitatea, deci cavitățile cardiace, din cauza forțării, la fel ca comparația cu bolfa. Și în ultima fază, deci a început să se dilate cordul, crește volumul cavităților cardiace și va duce la decompensare, la insuficiența de pompă. Inima nu mai este capabilă nici să primească sângele din circulație, nici să pompeze sânge la un nivel necesar organismului. Și apare decompensarea, deci o complicație care ar fi insuficiența ventriculară stângă. Fiind un regim presional crescut, nu numai accidentele vasculare cerebrale ne pot ferici, între ghilimele fie spus. Poate să se rupă sau să se îngreuneze circulația coronariană, deci predispune la complicații. Se poate precipita un infarct miocardic, se poate precipita o serie de complicații nedorite. Și hipertensiunea arterială accelerează procesul de ateroscleroză. Accelerează procesul de ateroscleroză. Încă un punct în plus și în favoarea infarctului. Da. Deteriorează în timp funcția renală, fiind un regim presional crescut la nivelul rinichiului, presiunea de filtrare va crește. Deci, complicațiile asupra așa ziselor organe țintă vizează creierul, vizează miocardul, deci cordul, și vizează rinichiul, în primul rând. Asta în cazul fericit în care hipertensiunea nu se asociază cu alte suferințe care, la rândul lor, agravează. Exact. Dacă nu este o tensiune secundară. Haideți să discutăm și despre modul de diagnosticare a acestei suferințe. Este suficientă o simplă determinare a valorii tensionare sau e nevoie de mai multe tipuri de teste? Dacă vorbim despre diagnosticul bolii hipertensive, primul lucru la care ne raportăm este valoarea tensiunii arteriale. Tensiunea arterială, în mod normal, se poate măsura în mai multe locuri. Se poate? Colegii din regie, dacă ne puteți ajuta cu un anumit tabel? Deci se poate măsura la domiciliu cu un tensiometru mai mult sau mai puțin bun, pentru că, în general, prima fază, descoperindu-se accidental, se descoperă nu neapărat la medicul de familie sau la un control de rutină. Are vecinul un tensiometru, se laudă cu el, sau o rudă, da. Mergem într-o zi să vedem că toată familia își măsoară tensiunea și hai să încercăm și noi să vedem ce tensiune avem. O secundă. Dacă tot ne măsurăm acea valoare tensională la domiciliu, când anume trebuie să o determinăm, dimineața sau după ce am făcut vreo 3 ture de jogging, după o ceartă? În mod ideal ar trebui să măsurăm dimineața. Da. În mod ideal ar trebui măsurată dimineața sau, dacă nu putem dimineața, să fie la cel puțin 2 ore după un efort fizic, la 2 ore după ingestia de alimente, pentru că știm că aceste condiții fiziologice, efortul fizic, ingestia de alimente, determină modificări în regimul circulator și atunci inevitabil vor determina niște valori tensionale care nu sunt în conformitate cu realitatea. Dar înainte de a măsura tensiunea arterială pentru a nu avea probleme după aceea de nevroze sau de întrebări fără rost, să fim siguri că tensiometrul acela cu care măsurăm este bun. Pentru că nu odată s-au citat cazuri în care tot așa tensiometrul vecinului a măsurat o tensiune de peste 200, să spunem, omul s-a disperat, s-a panicat, s-a alarmat, ca în final el să fie normotensiv, dar tensiometrul vecinului să fie defect. Și de aceea se vede că sunt niște valori a tensiunii arteriale care diferă în funcție de locul de măsurare a acestea. În cabinetul medical este cel mai frecvent loc în care se măsoară tensiunea arterială. Cabinetul medical
Și dacă ne raportăm la cabinetul medical, trebuie să precizăm faptul de așa numită hipertensiune de halat alb. Omul stă la ușă, se impacientează, vine la cardiolog, cum scop anume, să știe dacă este bolnav sau nu. Sau la medicul de familie. Se plictisește. Se simte ignorat, se revoltă. Și bineînțeles, adrenalina va crește și în momentul în care intră la medic, îi mai crește adrenalina din cauza emoțiilor și va avea o valoare tensională mai mare. Și este foarte frecvent întâlnită. De aceea, în cabinetul medical, putem spune că pragul de definire a bolii hipertensive este 140 cu 90 mm coloană de mercur. Dacă ne uităm mai jos pe acest tabel, mai sunt și alte locuri unde se măsoară tensiunea, la domiciliu, ambulator, etc. Totuși, cea mai fidelă evaluare a bolii hipertensive la momentul actual este măsurarea ambulatorie sau monitorizarea ambulatorie a presiunii arteriale. Metodă care încă nu este pe larg încetățenită și nici nu este foarte accesibilă încă la noi. În ce constă această metodă? Sunt așa numitele aparate ABPM-uri care se montează pe pacient și care măsoară tensiunea arterială ziua din 15 în 15 minute și noaptea din jumătate în jumătate de oră. Într-adevăr, având acel aparat pe tine, nu ești foarte confortabil, trebuie să îl ții 24 de ore. Întâi știi că l-ai. Da. Și deranjează. Deci și această metodă are un oarecare indice de eroare. Dar la momentul actual se admite că este cea mai fidelă valoare. Omul este, pacientul este în mediul lui, face ceea ce face el cotidian, deci nu îl reținem în spital pentru că ar fi incorrect să-i măsurăm, facem monitorizare ambulatorie ținându-l în spital, deci l-a scos din mediu. Deci esențial este ca omul să fie în mediul lui, să își desfășoare activitatea cotidiană și aparatul își face datoria. Cu mențiunea că cei care sunt privați de somn și cei care se stresează în cursul nopții din cauza disconfortului creat de aparat, s-ar putea ca valorile măsurate să fie puțin mai mari. Deci, asta ar fi metoda ideală prin care putem pune diagnosticul de boală hipertensivă. Bineînțeles, măsurătoarea în cabinetul medical, pentru că asta este prima manevră. Înainte de a-i pune omului monitorul, trebuie să-l evaluăm și să-i recomandăm această monitorizare. Această monitorizare are loc la orice valoare a tensiunii sau doar în cazul pacienților cu o tensiune de graniță, să zic așa? Dacă vine un pacient cu 170 pe 100, mai e monitorizat sau intră direct în categoria hipertensivilor? Deci, sunt cazuri în care așa numită hipertensiune de halat al poate să ajungă la 170 cu 100 și bolnavul la domiciliu să aibă valori normale. Și atunci, pentru a discerne sau a avea certitudinea că este sau nu este hipertensiv, îi propunem acea monitorizare. Deci, monitorizarea se face în primul rând la bolnavii la care le descoperim valori tensionale crescute în cabinetul medical. Dar se poate face nu numai pentru diagnosticul hipertensiv, dacă tot suntem la capitolul monitorizare, se poate face pentru a urmări eficiența unui tratament antihipertensiv, această monitorizare. Haideți să vorbim și de tratament. În cazul tratamentului hipertensiunii arteriale secundare, evident, se face tratamentul bolii de bază. Da. Nu vom intra în detalii pentru că sunt foarte multe boli care pot determina hipertensiune arterială, așa cum ați spus la începutul emisiunii. Haideți să vorbim de tratamentul strict al sindromului hipertensiv. Deci, dacă ne raportăm la tratamentul hipertensiunii arteriale, trebuie să ne raportăm întâi la schimbarea stilului de viață. Deci nu la medicamente. Pentru că pacienții văd, am tensiune, mă duc la medic, iau o rețetă, mă duc la farmacie, mi-am luat tableta. Da, își ia tableta, dar rămâne în același mediu. Deci tableta va scădea o bună bucată, o valoare, un procent din tensiune, dar mediul rămâne același. Și deci nu e bine. Nu e bine, pentru că dacă ai un mediu care îți menține o valoare tensională ridicată, niciodată nu o să reușești să cobori la normal, indiferent ce tratament spectaculos ai urma. Schimbarea stilului de viață determină de multe ori o ajustarea valorii tensionale la niște valori care nu implică sau nu necesită tratament medicamentos. Ce înseamnă schimbarea stilului exact de viață? Ce înseamnă? Înseamnă, în primul rând, abandonarea fumatului. Greu. Foarte greu. Este o dependență care este greu. Înseamnă schimbarea regimului alimentar. Greu. Da, este foarte greu. Dar stați puțin. În ce direcție? În primul rând, reducerea consumului de sare. Românii sunt un popor care le place să mănânce foarte sărat. Condimentat, da, și sărat.
Consumul mediu, consumul zilnic mediu de sare pentru un individ hipertensiv ar trebui să fie de maxim 2,5 grame de sare pe 24 de ore. De ce este așa de rea sarea pentru hipertensiv? Sarea determină retenție lichidană, deci reține apa în organism. Reținând apa în organism, volumul care circulă prin vase este crescut. Fiind un volum crescut, crește presiunea, este clar. Reducând consumul de sare, se împiedică acest factor care reține apa în organism. Și atunci, implicit, va scădea valoarea tensiunii arteriale. Este foarte greu de transformat în realitate. Multă lume spune, domnul doctor, recomandați niște medicamente și lăsați-mă cu regimul meu, că nu, e foarte greu să schimb. Deci este o chestie foarte greu de acceptat, schimbarea regimului alimentar. O altă schimbare? Regimul de activitate fizică. Da. Regimul de activitate fizică, și trebuie să fim foarte atenți când recomandăm, schimbarea sau regimul de activitate fizică. Exercițiile fizice moderate, plimbările, deci 4-5 reprize sau episoade de regim de mișcare de câte 30-45 de minute pe săptămână. Da. Ar fi suficiente pentru a ameliora valorile tensiunii arteriale. Exerciții fizice care trebuie să fie în concordanță cu statusul bolnavului. Și vârsta. Deci se recomandă not, se recomandă jogging, se recomandă activitate fizică moderată. Pentru că o activitate fizică intensă ar putea să ne facă un revers. Să crească foarte tare tensiunea arterială, pentru că se știe că tensiunea arterială crește în timpul efortului. Deci o activitate fizică foarte intensă la un individ neantrenat, la care descoperit hipertensiv, s-ar putea să îi fie chiar nefavorabilă. Deci, repet, activitate fizică moderată în episoade sau în reprize de 30-45 de minute. O altă modificare ar fi scăderea în greutate, pentru că există tendința generală de suprapondere. Oarecum firesc. Dar senzația de sațietate vine mult după ce ne-am satisfăcut prea repede, da, aportul caloric. Da. Deci noi mâncăm mai mult decât am avea nevoie. Da, exact. Și atunci apare creșterea ponderală. O scădere ponderală de 5 kg s-a demonstrat pe studii documentate că reduce valoarea tensiunii arteriale în medie cu 4 mm coloană de mercur. Deci dacă avem, făcând un calcul simplu, avem o tensiune 170/100, avem cu 30 de kg mai mult decât avem nevoie, deci scăderea, nu a 30 de kg, 20 de kg pierdere în greutate, scade aproape 20 de mm coloană de mercur tensiunea. Deci ne deplasăm din zona hipertensiunii gradul 2 înspre hipertensiunea de gradul 1. Și dacă ajungem la greutatea normală, noi încadrăm chiar în valori tensionale normale. Este firesc. Până la urmă, kilograme de grăsime înseamnă kilometri de vase în plus, kilometri de vase care conțin sânge, înseamnă efort din partea inimii. Dacă scăpăm de ele, și inima se va bucura. Haideți să vorbim despre prietenul nostru cel mai bun, stresul. Da, stresul că... Îl luăm peste tot. Da, stresul ca factor generator în boala hipertensă este recunoscut și... Reducerea stresului este un lucru pe care toți îl încercăm, îl recunoaștem, dar este greu de făcut un management al stresului. Câteva idei. În perioada asta, nefastă asta de criză în care suntem acum, puțin probabil să reușim să scăpăm de stres. Ce înseamnă să reducem stresul? Mi-e foarte dificil de a pus în practică, pentru că majoritatea oamenilor se confruntă cu stresul de la locul de muncă. Ca să nu ai stres la locul de muncă, înseamnă să schimbi locul de muncă, să fii independent. Nu e întotdeauna posibil. Să fii independent, să ai un șef care să-ți fie simpatic, să te duci cu plăcere la lucru, să fii foarte bine plătit. Cred că pe chestia asta cu stresul putem discuta foarte mult fără să ajungem la niște concluzii clare, pentru că sunt greu de aplicat la situația noastră momentană. E stresul dat de criză, e veniturile care sunt așa cum sunt, prețurile care... Nu intrăm în detalii, dar stresul, managementul stresului ar fi ideal, dar încă eu consider că este o chestie doar teoretică. Și, de exemplu, anumite hobby-uri, cum ar fi notul, măcar la sfârșit de săptămână, sau măcar vara, în Mureș, puțin ilegal, dar ieftin.
Până la urmă, nici abonamentul la Complexul Mureș nu este chiar exorbitant. Sau a asculta muzică, obiceiul de a asculta muzică, meloterapia, aromoterapia. Terapiile alternative, ajută? Da. Deci terapiile alternative. Toate procedurile, dar toate terapiile alternative care au proceduri care implică relaxarea sunt foarte benefice. Relaxarea scade tensiunea arterială, reduce stresul, reduce... Că de fapt ce face stresul? Stresul descarcă hormonii de luptă, adrenalina, catecolamina și te pune într-o stare mai agitată, ești mai încordat, mai în poziție defensivă. Și evident, vasoconstricția dă mărire de tensiune. O întrebare puțin indiscretă. Se spune despre dans oriental că este recomandat pentru persoanele cu boli cardiovasculare. Este doar datorită faptului că dansul oriental presupune un moment de totală lipsă de stres sau chiar are și efecte benefice pe alte căi? Pentru a putea răspunde corect și la această întrebare, ar trebui să avem o oarecare experiență. Deci nu există în România. Dar din când în când la știri apare s-a deschis un club de dans oriental, bine, numai pentru, doar pentru femei, deci nu cumva să mă închipuiți că este ceva cu conotații mai puțin medicale. Apare la știre anunțul, s-a deschis un centru de dans oriental, mai ales în București, și vai ce minunat este în lupta contra bolilor cardiovasculare. Se bazează strict pe factorul antistres, pentru că dacă o persoană, o femeie, se duce acolo, evident că vezând pe toată lumea dând din buric, se amuză, doar nu să stai să te gândești la acte și la nu știu ce, mai ales că lipsesc bărbații din peisaj, nu există spectacole la sfârșitul stagiunii, deci chiar este o intimitate totală. Deci se bazează strict pe acea descărcare a stresului sau are și ceva explicație științifică? Poate fi la fel de bun și un curs de salsa? Sau deci un tango, era, deci un dans ori popular? Eu rămân, deci, că nu neapărat dansul oriental, dar repet, orice mijloc care te relaxează și îți face plăcere este un factor benefic pentru sistemul tău circulator. Se bazează pe stres, da. Mulțumesc. Alte sfaturi pentru un pacient hipertensiv? Deci, ca să revin la măsurarea tensiunii arteriale, că aș vrea să transmit un mesaj pe care ar fi bine să luăm toți în considerare. Hipertensivul nu trebuie să își măsoare tensiunea arterială toată ziua, de 3 ori, de 4 ori, și o măsoară acum, are impresia că e mai mare, ia medicamentele, peste oră din nou, iese puțin afară, are o mică amețeală, revine și nu face decât să-și dea peste cap tot sistemul circulator, pentru că fiecare măsurare a tensiunii arteriale implică o doză de stres. Oare cât am acum? Oare mi-a scăzut de la medicamente? Deci implicit întrebările astea, oare s-a întâmplat ceva? Implică un stres. Deci se ajunge la un moment dat că nu mai sunt conformitate cu, în concordanță cu realitatea măsurătorile lui. Pentru că fiecare măsurătoare implicând un stres crescut va determina creșterea tensiunii arteriale. Deci se recomandă teoretic și practic să măsurăm tensiunea arterială de mai multe ori pe zi, doar în cazul unor probleme deosebite. O boală care determină niște valori tensionale crescute, o boală invalidantă, o suferință asociată. O boală care putea destabiliza. La valorile tensiunii arteriale. Deci la un individ, la un pacient hipertensiv tratat, este suficient o măsurătoare pe zi sau chiar la două zile. Deci este bine ca pacientul să-și evalueze eficiența tratamentului, dar nu cu o frecvență exagerată. Și tensiometrul cu care își măsoară tensiunea Să fie... Puneți și de tensiometru. Ați spus de cazul vecinului cu tensiometru... Da, se întâmplă. Ce ne recomandați? După cum știți, pe piață sunt două tipuri de tensiometre. Tensiometrele clasice mecanice, pe care le cunoaștem cu toții de mult timp, și acele tensiometre de tip nou, digital, foarte frumoase ca design, foarte simplu de utilizat și, ca să nu, de ce să nu spunem adevărul, și trendy. Orientativ, sunt la fel de bune. Orientativ, tensiometrele digitale sunt foarte bune, doar orientativ. Pentru măsurători de finețe, totuși, cel mai bine ar fi să putem să știm să folosim tensiometru clasic cu coloană de mercur. Care și pentru cine nu? Pentru cine nu, măcar tensiometrele alea aneroide care se găsesc în piață la ruși, care până la un punct sunt bune, dar, repet, la fel ca și radarele, la fel ca toate mijloacele de evaluări și de măsurători, trebuie să fie calibrate. Deci un control periodic al tensiometrului trebuie făcut pentru a avea certitudinea că avem valori bune.
După cum și cei care utilizează tensiometre digitale să nu uite periodic să schimbe bateriile, să nu aștepte să se consume total, pentru că o baterie slabă poate da eroare de calcul. Și să își măsoare tensiunea, deci măsurătorile să fie făcute cam în aceleași condiții. Nu vorbim la telefon în timp ce ne măsurăm tensiunea, nu vorbim cu vecinul, nu ne măsurăm după ce am ieșit venit de la un efort fizic, nu ne măsurăm după masă. Deci să fie condițiile în care își evaluează tensiunea relativ omogene, relativ constante. Și atunci, ați spus. E da, de preferat dimineața. Nu ca să ne măsurăm la 7 dimineața, mâine la 11, poi mâine la 12, după aceea noaptea și ajungem la concluzia că valorile diferă și ne punem întrebarea de ce avem hipertensiune oscilantă. Pentru că și asta este o problemă, hipertensiune oscilantă. Am hipertensiune oscilantă. Presiunea arterială, ca orice constantă a organismului, este o variabilă, de fapt. Presiunea arterială este în funcție de regimul de activitate, de regimul de mișcare, de ceea ce face omul. Deci nu putem avea pretenția să avem aceeași tensiune dimineața când ne trezim cu aceeași valoare după 7 ore de serviciu. Deci trebuie să interpretăm valorile tensionale și în contextul activității pe care o desfășurăm. Am înțeles. Domnule doctor, ca o concluzie a acestei discuții, putem spune că hipertensiunea arterială, cu toate că este o boală foarte, foarte răspândită, ea este o boală care poate fi conținută sub control cu condiția ca pacientul să apeleze nu numai la un medic specialist, ci și să înțeleagă că el face parte integrantă din echipa de tratament. Da, deci sunt aceste rezultate. Deci pacientul hipertensiv trebuie să, cum spuneați dumneavoastră, sublinez ideea, trebuie să înțeleagă că și el este un participant activ la această luptă împotriva tensiunii arteriale. Ajutorul lui este determinant. Deci starea, el dacă își controlează factorii de care depind direct de el, stilul de viață, stres, fumat, kilograme, toate acestea vor duce la un rezultat bun și la o valoare bună a tensiunii arteriale. Da. Deci tratamentul este posibil. Domnule doctor, eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile pentru care mi le-ați dat. Vă aștept și la o altă emisiune cu alte noi informații. În continuare, telespectatorii noștri vor avea o posibilitatea de a urmări un mic reportaj ca o noutate medicală săptămânală. La revedere! La revedere, vă mulțumesc! Bună ziua, suntem la Spitalul Județean de Urgență și stăm de vorbă cu doamna profesor dr. Simona Bățagă. Doamna profesor, bună ziua! V-ați întors recent de la un congres de medicină internă pentru sud-estul Europei, congres la care ați participat ca urmare a invitației personale a Ministrului Sănătății din Serbia. Care a fost tema acestui congres? Tema acestui congres a fost, practic, a inclus toată medicina internă din sud-estul Europei. Au fost peste 40 de speakeri străini, 80 de speakeri locali din Serbia și din țările înconjurătoare. Iar eu am participat, practic, la o masă rotundă cu tema cancerului gastric. La acea masă rotundă, Ministrul Sănătății al Serbia este întâmplător și gastroenterolog și m-a invitat personal, dânsul a fost și la noi în România. A alcătuit o masă extrem de interesantă, o masă rotundă foarte interesantă, în care au prezentat, în primul rând, profesorul Peter Marfertheimer din Germania, noutăți despre etiopatogenia cancerului gastric, apoi a prezentat ministrul Serbiei, apoi a venit profesorul Ishak din Turcia, care a prezentat noutăți despre cancerul gastric incipient, iar apoi am urmat eu în acea conferință despre cancerul cardial. Deci noutăți în privința trecerii incidenței de la cancerul gastric non-cardial la cancerul gastric-cardial și creșterea incidenței cancerului esofagian. Deci contribuția României la acest congres a fost oarecum echitabilă cu altor țări. Noutăți de la acest congres? La acest congres au fost foarte multe noutăți. La noi, pe teme digestive, a fost profesorul Peter Marfertheimer, care a anunțat prima testare a vaccinului contra Helicobacterului pylori, care are loc momentan la Magdeburg. Chiar înainte cu o săptămână a dat la niște studenți primele mostre de germene, iar apoi urmau să fie vaccinați. Bineînțeles, toate se fac cu acordul respectivului pacient. Da? Se speră că va reuși și atunci vom putea preveni cancerul gastric avansat, ca să
ca să reducem incidența acestui cancer. Vaccinul, de ani de zile se încearcă producerea unui vaccin, nu s-a reușit până acum, probabil că vor mai trece câțiva ani până când să fie suficient de bine testat, dar este o noutate extraordinară și să sperăm că va intra pe piață. Având în vedere că este în fază de testare pe oameni, sperăm că este totuși o încercare cu mari șanse de reușită. Spuneți-ne, Helicobacter pylori este o bacterie incriminată doar în etiologia cancerului sau și a gastritei și a ulcerului gastric? În foarte multe boli, deci în gastrită, în ulcer, în limfomul gastric, în maltomul gastric, se corelează și cu incidența cardiopatiei ischemice la tineri, cu tiroidita. Foarte, foarte multe boli au ca și factor sau cofactor Helicobacter pylori, dar cea mai importantă afecțiune este, bineînțeles, cancerul gastric. În ultimul timp am tratat în România foarte mult tratăm Helicobacter pylori și a scăzut foarte mult și incidența cancerului gastric și la noi în țară. Dar ne aliniem la țările europene, respectiv crește și la noi incidența cancerului esofagian inferior și mai ales a cancerului de cardie, cardio-esofagian. Foarte mult a crescut și la noi, la fel cum crește în Europa de vest și în Statele Unite ale Americii, unde este cancerul cu cea mai mare rată de creștere, cancerul cardial. Doamnă doctor, vă mulțumesc pentru noutățile pe care ni le-ați oferit și vă invit pe această cale să participați la o emisiune mai pe larg, o dezbatere pe larg pe tema cancerului gastric. Mulțumesc și eu și mă bucur că ați venit. La revedere!